Cotațiile principalelor cereale și plante oleaginoase acum în emisiune. Detaliile ni le dă Cezar Gheorghe, analist al pieței de profil. Bună dimineața și bine ne regăsim la Agrojurnal. Vom începe prin a discuta situația pe care o conștientizăm cu toții, și anume ce se întâmplă în comerțul României din cauza conflictului regional la care suntem efectiv spectatori și consternați în același timp. Prețul grâului, să știți, după ce a cunoscut câteva zile de creștere și câteva zile în care cererea era, să zicem, la cote înalte, a început să scadă. Din ce motiv? Din simplu fapt că portul Constanța s-a aglomerat foarte mult, autocamioanele și celelalte mijloace de transport, vagoanele, precum și barjele, stau foarte mult la descărcare, și astfel încât cumpărătorii trebuie să-și facă un pic de disciplină între contracte în acest moment și să-și expedieze ceea ce au de expediat. Astfel vedem prețul grâului scăzând de la un 362 de euro la începutul săptămânii până în jurul valorii de 345-348 de euro cu un ecart foarte mare dacă calitatea grâului este de furaj. Îl vedem situat între minus 20 și minus 25 din prețul pe care l-am menționat mai devreme, adică acel 345. La produsul porumb, să știți că situația încă este, să spunem, echilibrată. Porumbul are aceeași căutare, iar degradarea în preț nu a fost așa de mare datorită aglomerației din Portul Constanța. Vedem porumbul la nivel de paritate CPT Constanța, așadar la un nivel de 345 de euro, sau mai bine spus cu o degradare de 5 euro față de începutul săptămânii când era cotat la nivelul de 350 de euro pe tonă. Astfel, ambele mărfuri au căutare în acest moment. Fermierii români încep să vândă volume mari și de grâu și de porumb, căci firește cu așa nivel din cauza acestei situații nu s-au mai întâlnit până acum și este logic ca ei să înceapă să destocheze. Cu toate acestea, trebuie să știți că în continuare lumea stă sub semnul incertitudinii în ceea ce primește, să spunem, ceea ce se va întâmpla în continuare. Prețurile pentru recolta nouă au, să spunem, un ecart foarte mare față de prețurile actuale. Vedem astfel grâul pentru recolta nouă situat la o valoare de 290-295 de euro în Portul Constanța, deci avem un ecart în acest moment de circa 50 de euro între recolta veche și recolta nouă. Este un ecart foarte mare, dar aceste ecart reflectă practic speranța că lucrurile se vor liniști în bazinul Mării Negre. Și dacă dorim să vorbim un pic despre ceea ce a câștigat România din pricina acestui conflict și a câștigat locul în Uniunea Europeană din pricina sau datorită faptului că este singura origine din bazinul Mării Negre predictibilă și sustenabilă în acest context. Bulgaria, după cum bine știm, a oprit exporturile cereale, Ungaria l-a oprit, Serbia la rândul ei a oprit, dă drumul doar pe anumite licențe, până și Republica Moldova procedează la fel. Vedem însă cum dinspre Ucraina sunt foarte multe încercări, tentative, le putem spune, de a redirecționa fluxul de marfă, exact cum l-am prevăzut acum o emisiune sau două, în ceea ce privește porumbul și grâul ucrainean. El încearcă să vină în România spre Portul Constanța, de asemenea focusul exportatorilor este foarte, foarte, să zicem, a plecat spre a-și scoate mărfurile din Ucraina, mărfuri pe care le-au contractat înainte, firește, și care au un nivel de preț destul de profitabil pentru ei în acest moment și încearcă să-l aducă spre Portul Constanța. Însă să știți că logistica nu este atât de ușoară. Logistica este foarte grea datorită faptului că ecartamentul căilor ferate ucrainene diferă față de cel românesc și, după cum bine știm, în toată fostă Uniunea Sovietică este un ecartament mai lat, astfel încât trebuie să se efectueze transbord vagon cu vagon dintr-un tren cu ecartamentul ucrainean, să spunem, pe ecartamentul european. Deci loturile care vor sosi vor fi în cantități mici, de, să zicem, parcele de câte 2000 de tone, nu vom vedea loturi mari, ci vor fi, să zicem, foarte, foarte mari aglomerații la punctele de trecere a frontierei pe calea ferată. În continuare, ca un preview despre ceea ce se întâmplă acum în lume, că și firește toată lumea vorbește astăzi despre criza globală și foametea care ne paște, ținem să vă notăm următoarele lucruri.
În ceea ce privește lipsa de grâu de pe piață, să știți că ea se previzionează a fi adevărată, din simplu motiv că China, cel mai mare, să zicem, organism energofag al acestei planete, înregistrează un deficit în viitoarea recoltă de grâu de circa 20%. Astfel încât de la 137 milioane predicție de recoltă, ei vor ajunge la 110 milioane. Un gol de 27 de milioane de tone care trebuie umplut de undeva. Dacă mai acumulăm la acest gol și cele 10-12 milioane de tone pe care ei, în mod normal, anual le cumpărau, ajungem la o cifră care trebuie suplinită de undeva. De unde oare Rusia, care au un acord comercial cu ei, firește? Însă ceea ce vă spunem este că va fi un coșmar logistic. Nu poți să cari efectiv pe calea ferată din Rusia în China, cu toate că VTB-ul, care este acționarul principal al celui mai mare transportator pe calea ferată din Rusia, care deține rândul lui circa 25.000 de vagoane, nu are cum să facă față efectiv la acest nivel care trebuie cărat. Pe de altă parte, Rusia poate să aprovizioneze în continuare pe Marea Caspică Iranul. Și în afară de asta, să știți că notăm cum încet, încet încep navele de coastă să treacă de zonele de excludere, să treacă din sănătoarea Kerch, din Marea Azov și să aprovizioneze Turcia. Turcia, care a ieșit zilele trecute licitație spre a căuta circa 530.000 de tone de grâu. Despre semințele de floarea soarelui, în acest moment vă putem spune că s-au relaxat nivelurile de preț, nu mai sunt la cotele care le știam zilele trecute de până aproape de 1100, 1120, 1130 în paritățile DAP procesator sau în portul Constanța. Ele, să spunem, staționează în acest moment în jurul nivelului de 1000 de dolari, dacă vreți o cifră rotundă, în paritatea DAP procesator, adică livrată la fabricile de ulei. Cu acestea vă mulțumesc foarte mult, să aveți pace, să aveți liniște până săptămâna viitoare.